În anul școlar 2021-2022, introducerea catalogului electronic, proiect pilot lansat în România cu fonduri europene, a avut un început timid. Doar 248 de școli din țară cutezând să renunțe la utilizarea clasicului catalog. Anul acesta însă, aproape 1900 de școli din România folosesc un catalog electronic, iar 34 dintre acestea sunt din județul Hunedoara, aproape dublu față de anul școlar anterior. Alte două școli sunt în curs de avizare. Referitor la proiectul pilot, catalogul digital implementat de Ministerul Educației, în rândul unităților de învățământ din județul Hunedoara, înregistrăm o creștere a interesului față de catalogul digital, un lucru care ne bucură. De exemplu, pentru acest an școlar, avem înscrise în acest proiect pilot 34 de unități de învățământ în prima etapă de înscriere, și avem unități care s-au înscris și în a doua etapă, din datele noastre cel puțin două, dar așteptăm ordinul de ministru. Ne bucurăm pentru că această muncă este mult mai eficientă atunci când utilizăm catalogul electronic. Sunt foarte multe avantaje, părinții pot vedea situația fiecărui copil, atât note cât și absențe în timp real. Unitățile de învățământ pot tocmi statistici, rapoarte pe care să le utilizeze în activitatea fie în cursul anului școlar, dar mai ales la finalul anului școlar, când avem de realizat foarte multe statistici care ne ajută pe mai departe în toate demersurile noastre. Ar fi putut fi mai multe, dar știți cum, vorbim de un proiect pilot și lucrurile se întâmplă treptat. E greu să renunț la ceva pe care am folosit 10 de ani, cu care am fost obișnuiți, și să trecem la altceva, pentru că ei nu mai au cataloage școlare în format clasic, fizic, ci doar toate absențele, toate notele sunt consemnate în catalogul digital. Asta înseamnă probabil și o perfecționare sau o instruire a dascălilor pentru utilizare. Da, sigur, se fac secvențe de instruire cu toții profesorii din fiecare unitate de învățământ cum să utilizeze catalogul digital. Prin intermediul catalogului electronic se realizează accesul rapid și facil la situația școlară, note, absențe, medii, foaia matricolă, vizualizarea informațiilor legate de activitatea elevului, respectiv ora, materii studiate, profesori. Posibilitatea de a contacta profesorii într-un mod direct, fără nevoia deplasării. Posibilitatea de a fi contactat direct de către profesorii elevului. Primirea de mesaje cu noutăți, sondaje, evenimente, concursuri din partea conducerii școlii. Îmbucurător este și faptul că din cele 36 de școli din județul Hunedoara care vor folosi catalogul electronic în anul acesta școlar, multe sunt din mediul rural.